Regia Autonomă Municipală Buzău trece printr-o perioadă extrem de nefastă. Societatea a acumulat de-a lungul timpului datorii care o pot duce la faliment. Una dintre aceste restanțe provine din neplata TVA-ului către ANAF, care la vremea respectivă se ridica la aproximativ 4 milioane de euro. Chestia asta înseamnă vreo 4 milioane de euro. Probabil cu penalizări cu toți ne vom duce la 8 milioane de euro, gros de bani de care nu am știut. Eu tot povestesc că am găsit și nu prea credeți. Că am găsit aici datorii de 5 milioane de euro, mai sunt și datorii care le culegem pe parcurs. Deci hotărârea instanței 4 milioane nu știam. Mai este o hotărâre a Curții de Apel Ploiești cu 2 milioane care se vor dubla și alea se vor face 4. Agenția Națională de Administrare Fiscală a dat în judecată Regia Autonomă Municipală, care va trebui să depună garanții până la achitarea eșalonată a datoriilor. Este aprobarea dată de către Consiliul Local, către RAM, să vină cu niște imobile, garanții, pentru eșalonarea la plată pe timp de 5 ani, 60 de luni și pe graficul obținut, atenție, cu ANAF-ul, dar care trebuie să la ANAF trebuie să prezinți cu niște garanții ca să-ți dea această eșalonare la plată, vom face și noi un grafic și pe care îl vom aproba în ședința de Consiliul Local când vom face rectificarea de buget în luna iulie, același grafic pe care îl va avea RAM-ul cu ANAF-ul, vom avea noi cu RAM-ul, pentru că banii sunt. Primăria trebuie să plătească și nu RAM-ul trebuia să plătească. Despre asta este vorba. Datoria provine din neplata TVA-ului pentru subvenția pentru gigacalorie pe timp de iarnă acordată în perioada 2010-2013.